Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de etalare generală în tarot. Nu uitați, pentru cei care doriți etalări în cafea, atât pe Zodii, deja sunt postate și Zodiile pe luna aprilie, pe canalul de YouTube, citire în zațul de cafea. Acolo veți găsi doar etalări în cafea. Bun. Pentru etalări personale... Mă puteți contacta pe WhatsApp la numărul de telefon 0756 290476. Bun, hai să vedem cum va fi această etalare, în care vorbim despre gânduri, sentimente, intenții ale persoanei la care voi vă gândiți. Hai să vedem! gândurile persoanei la care voi vă gândiți. O să pun puțin mai sus, așa. Bun. Păi în primul rând aici am este foarte clar că această persoană la care voi vă gândiți, aici vorbim despre uh, zodii de foc, cum ar fi leu, berbec, săgetător, dar vorbim și despre zodii de apă și chiar zodii de aer. Avem și una, două zodi de pământ, dar nu foarte multe. Bun... Um, mi-e foarte clar că această persoană se gândește la o schimbare în relația cu voi. De ce? Pentru că această persoană simte ca și cum vă cunoaște de o viață. Vă simte ca și cum sunteți sufletul său pereche. Chiar dacă vă cunoașteți de o lună, de un an, simte ca și cum ați stat o viață împreună, dar în sens că vă, ca și cum vă cunoaște, da? Pentru că mi este foarte clar că relația voastră a fost de foarte multe ori pusă la încercare, și chiar această persoană v-a pus la încercare din foarte multe puncte de vedere. Însă, și-a dat seama că poate să aibă încredere în voi, că sunteți persoana cu care își dorește să meargă mai departe în viață. Și pot spune. Că această persoană, chiar dacă până în acest moment poate a avut um, nesiguranță, poate a fost uh, într-o confuzie uh, ce să facă, uh, cum să facă, uh, dacă sunteți persoana potrivită pentru el sau pentru ea, se vede foarte clar că această persoană a gândit foarte mult lucrurile dintre voi doi. Nu sunt uh, gânduri de ieri, de astăzi, nu sunt uh, întâmplări care au venit pur și simplu din coincidență, ci pur și simplu au fost și în urma gândirii acestei persoane, pentru că cred că această persoană a vrut, într-un fel sau altul, să îi se dea mură în gură, să îi se spună foarte clar, Uite, este persoana potrivită pentru tine, da? Ceva de această natură. Iar acum această persoană, cred că primește răspunsurile necesare, um, poate prin vise, poate prin anumite semne, da? Și își dă seama că voi sunteți, de fapt, persoana cu care vrea să fie, că voi sunteți persoana um, potrivită pentru a-i fi soție și, de ce nu, mama copiilor săi. Aici aș putea să spun că această persoană a stat mereu în gardă, așteptând să se întâmple ceva ori de bine, ori de rău. Însă acum, această persoană își dă seama că, de fapt, lucrurile merg din bine, în mai bine. Că voi sunteți persoana care îl sau o înțelegeți foarte bine, că voi sunteți persoana care Efectiv, îi citiți în privire și știți deja ce vrea să facă, ce vrea să spună și așa mai departe. Și cumva această persoană își dă seama că voi sunteți persoana alături de care trebuie să fie. Dacă până acum această persoană poate a făcut o comparație cu altă persoană, poate s-a gândit și la o altă variantă, la o altă oportunitate, acum această persoană este. Aș putea spune decisă în legătură cu voi, în ideea că trebuie să facă pași destul de importanți în ce privește relația voastră, că trebuie să acționeze în așa fel încât și voi să aveți siguranță că este persoana potrivită pentru voi, și voi persoana potrivită pentru această persoană. Dar, da, gândurile sale sunt îndreptate spre voi și sunt îndreptate inclusiv pentru uh, ca persoana să facă un pas în plus și, de ce nu, acolo unde este cazul, o cerere în căsătorie sau chiar o căsătorie. Dacă până acum această persoană a fost confuză dacă să se căsătorească cu voi sau nu, e acum gândurile i se limpezesc. Aici ca și sentimente, într adevăr această persoană nu pot să spun că a avut sentimente profunde față de voi. Sentimentele sale aș putea să spun că mereu au fost puse la încercare: că parcă atunci când vroia să se deschidă mai mult, parcă atunci intervenea ceva și îl făcea sau o făcea să se închidă înapoi, și a încercat mereu să găsească un echilibru de a merge mai departe. Însă este bine că a avut și răbdare, pentru că se vede foarte clar că a avut răbdare. Și uh, această răbdare pe care a avut-o, l-a făcut sau a făcut-o să înțeleagă că poate să dea frâu liber emoțiilor, că poate să dea frâu liber sentimentelor, că vrea, poate să-și să declare iubirea pentru că voi sunteți în permanență pe persoana care sprijiniți această persoană și că uh, nu o vreți. Să vă bateți joc de sentimentele sale, pentru că până în acest moment, datorită trecutului său, această persoană și-a ținut uh, sentimentele pentru sine. Chiar dacă le-a avut, le-a ținut destul de înfrânate, n-a vrut să le arate, n-a vrut să le demonstreze, n-a vrut până în acest moment să-și declare iubirea așa cum ar fi trebuit până în acest moment să o facă. Dar, această persoană alături de voi a putut să simtă tentația plăcerii, tentația de a-și dezvolta anumite simțuri în ceea ce ține de iubire pe care până acum nu le-a simțit. O sat... Alături de voi simte o satisfacție a împlinirii dorințelor pentru că a văzut că alături de voi își poate îndeplini anumite dorințe. Și cumva această persoană se gândește că alături de voi, viitorul îi este asigurat, iar orizontul se anunță destul de darnic cu voi amândoi, din punct de vedere sentimental, în sens că și voi țineți la persoana la care v-ați gândit, dar și persoana ține la voi. Chiar dacă poate până acum nu v-a demonstrat suficient acest lucru, poate până acum nu a vrut să ve... poate n-a vrut să vă arate acest lucru și așa mai departe. În ceea ce ține de, de intenții, această persoană are intenții foarte bune cu voi, își dorește să schimbe totul, își dorește să schimbe situația voastră. Dacă nu comunicați, își dorește să luați legătura, dacă comunicați și sunteți într-o relație, Poate până acum, așa cum am spus, relația nu a mers uh, cum trebuia să meargă de la bun început. Uh, au fost foarte multe piedici, dar uite că acum această persoană își dorește să facă lucrurile cu totul și cu totul diferit. Și să nu vă fie de mirare dacă, în perioada imediat următoare, această persoană vine la voi cu o propunere. Așa cum am spus, dacă nu comunicați, Vine cu această propunere de comunicare. Dacă sunteți împreună, se mai face un pas în plus la relația voastră, și așa mai departe. Aș putea spune că această persoană își dorește reînnoirea constantă a sentimentelor voastre. Își dorește să simtă din nou bucurie și să. Pentru că alături de voi această persoană nu doar că simte bucurie, dar uh, are o energie care radiază. Dacă până acum uh, toată lumea a zis ești trist sau tristă, ești supărat, supărată și așa mai departe, uh, acum, de când e, această persoană este cu voi, uh, radiază de fericire. Și asta îl face sau o face să aibă inclusiv o sănătate destul de bună. Dar îi dă și o stare de încredere, o claritate a viziunii și a țelului propriu în relația cu voi. Această persoană, prin propunerea pe care urmează să vă facă, își dorește să existe un echilibru foarte puternic între voi doi, un echilibru sănătos, un echilibru care poate să ducă relația la un alt nivel, un echilibru ca și cum de această dată își dorește ca atât voi cât și cealaltă persoană să nu mai ascultați de părerile celor din jur sau cel puțin să nu vă mai afecteze relația părerile uh, celor din jurul vostru. Uh, își dorește ca inima să fie doi în unu, da? Să bată aceeași inimă, să bată pentru amândoi, dacă se poate, sau cumva să nici voi să nu mai vedeți altă persoană, dar nici, altă, nici persoana voastră nu-și dorește să mai vadă pe altcineva. Este atât de îndrăgostit sau îndrăgostită de voi, încât nu își poate vedea viața sub o altă formă, cu o altă persoană și așa mai departe. Cumva se gândește, această persoană gândește că. Echilibru din viața sa sunteți voi, că dacă până acum a avut o viață mai uh, haotică, să-i spunem, uh, acum voi sunteți echilibru. Voi sunteți cei cele care țineți această uh, persoană dreaptă pe drumul cel bun. Voi sunteți uh, persoana care îi dați încredere aceasta, acestei persoane că poate fi mai bine. Uh, pentru că această persoană în viața sa a suferit foarte mult, a avut foarte multe nedreptăți, s-a lovit de pe foarte multe lucruri uh, ne la locul lor, să le spunem așa. Însă voi ați reușit să faceți această persoană să radieze, ați reușit să faceți această persoană, să o aduceți pe culmi în alte, ați reușit să faceți această persoană să înțeleagă și să simtă ce este. Fericirea și ce înseamnă cu adevărat a iubi pe cineva, și ce înseamnă cu adevărat a respecta persoana de lângă tine, de a-i vrea binele persoanei de lângă tine și așa mai departe. Cumva această persoană se gândește destul de serios că voi sunteți echilibrul lui sau al ei și că fără voi acest echilibru n-ar putea exista cu nici o altă persoană. Voi sunteți un tot unitar în tot în ceea ce își dorește această persoană din toate punctele de vedere. Cam asta a fost etalarea pentru voi. Hai să răspundem, gândiți-vă și la o întrebare, hai să vedem, să răspundem și la o întrebare pe care o aveți voi, să vedem această cărticică cu răspunsuri, ce vrea să ne spună, da? Uh, știu că mulți dintre voi m-ați rugat să fac pe bilețele, o să fac și pe bilețele în zilele următoare, dar acum mai aveți un pic de răbdare. Uh, da, și să vedem ce, vo... ce răspuns ne dă această carte la întrebarea pe care voi o aveți. Da? V-ați gândit la întrebare? Sper că da. Bun. Hai să vedem ce răspunde cartea la întrebarea voastră. încearcă soluțiile optime pentru tine. Da? Încearcă soluțiile optime pentru tine. Deci sper că acest răspuns este unul destul de bun pentru voi, dar hai că poate totuși unii dintre voi încă sunteți confuzi la răspuns și să vedem ce alt răspuns ne dă cartea. Merge înainte cu încredere. Deci sper că de data aceasta răspunsul este foarte clar pentru voi. Cam astea au fost informațiile pentru voi, sper că au fost informații folositoare și să auzim doar de bine. La revedere!